După cum a fost anunțat de domnul prim-ministru, astăzi a fost adoptată hotărârea de guvern prin care se prelungește starea de alertă începând cu data de uh, 10 octombrie. Uh, precizăm, da, deci pe, cu data de 12, deci continuarea continuarea măsurilor care sunt asta. Vreau să precizez că, de fapt, hotărârea nu prevede nimic ca nou. Uh, ea prelungește doar măsurile. Raed Arafat a adus și câteva clarificări în ceea ce privește sistarea operațiilor și internărilor care nu sunt urgente. Ordinul nu închide spitalele. Ordinul nu închide serviciile ambulatorii care rămân deschise și nici nu sunt menționate în ordin. Persoanele care au nevoie de investigații, care au probleme și vor să fie consultați, merg pe aceeași mod în care au mers medic de familie, ambulatoriu de specialitate, pot fi investigați. Ordinul ce face este să pună o prioritizare între cazurile ce pot fi amânate și situația în care ne aflăm și unde avem cazuri care au nevoie de resursa umană suficientă, dedicată lor, Arafat a explicat de ce angajații restaurantelor pot munci nevaccinați în vreme ce clienții nu au voie fără certificat. Nu este normal, vă dau dreptate, numai că sunt două chestii care reglementează. Una este problema care o reglementăm pe acces, pe problema de sănătate publică, cealaltă este pe raportul de muncă și cealaltă problemă cu angajații are două soluții. Soluția bunului simț, ce înseamnă că patronul restaurantului să se asigure că angajații lui cel puțin sunt testați. Și a doua soluție este soluția prin lege care să impună aceste reguli, dar numai prin lege și prin adoptare la Parlament, nu prin hotărâri de guvern sau alte modalități care implementează măsurile de sănătate publică generală. Conform șefului DSO, experții juridici au considerat că hotărârea de guvern pentru prelungirea stării de alertă este perfect legală și valabilă, chiar dacă executivul a fost demis prin moțiune de cenzură.